parte, îl rugăm pe domnul Nicolae Mărgineanu, regizor, scenarist și producător de film, directorul studioului Ager Film, să urce pe scenă spre a ne spune câteva cuvinte despre realizarea acestui audiobook. Precizăm că dânsului îi datorăm această seară și el este principalul vinovat de acest minunat audiobook. Mobilizând un întreg studio, actori și specialiști de sunet, mixaj, pentru a face o muncă benevolă din dragoste pentru Sfântul Neagoe Basaram. Vă mulțumesc că ați venit în seara asta aici, la seara acestui audiobook. A fost un privilegiu și o bucurie să lucrăm pentru această minunată carte pe care noi credeam atunci, într-adevăr, că sunt memoriile Maicii Platonii, dar eram ferm convins de acest lucru. Și când am citit prima dată cartea, am rămas surprins de faptul că era scris aproape ca un reportaj la fața locului. Dădea amănunte, dădea nuanțe, incredibile, foarte diferite de toate cărțile de rememorare a istoriei pe care le citisem până atunci. Mult mai târziu, când domnul Marcel Petrișor a venit să înregistreze prefața, am aflat că, de fapt, cartea este scrisă de Maica Paraschiva, am înțeles. Și țin să-i mulțumesc și cu adâncă recunoștință pentru acest fapt, că asta ne-a deschis și nouă posibilitatea să fim alături și să ne bucurăm de această carte. Mulțumesc actorilor care au venit cu multă bucurie și au lucrat benevol și cu tot sufletul pentru acest audiobook. Vă mulțumesc!